Bun găsit, dragii mei membri! Sunteți împreună cu mine, la lecția de română cu har. M-am străduit să rezolv un subiect integral pentru metodică, cel care s-a dat la definitivat în 2021. Aveți subiectul al treilea aici, atât prima parte cât și cea de-a doua parte. Iată cerința, dacă, bineînțeles, dacă sunteți membri ai canalului, aveți integral acces la acest material. Dacă încă nu ați devenit membri și dați examenul de definitivat, acum este momentul vostru, abonați-vă gratuit și plătiți taxa specifică membrilor. Veți învăța lucruri utile și am încredere în ceea ce rezolv, în ceea ce explic pentru punctajul maxim. Subiectul al treilea. Alege una dintre următoarele secvențe din programele școlare în vigoare. Am ales-o pe cea referitoare la clasa a 5-a. Iată, receptarea textului scris de diverse tipuri, competența a doua, generală, iar cea specifică 2-3, formularea unui răspuns personal și sau a unui răspuns creativ pe marginea unor texte de diferite tipuri pe teme familiare. Construiește în minimum 400 de cuvinte o secvență didactică prin care să formezi, să dezvolți competența specifică aleasă, valorificând unul dintre cele două texte date. Textul pe care l-am ales este Vizită de Ile Caragiale. Respect toate aceste repere. Vei avea în vedere evidențierea relației dintre competență, conținutul asociat ales și două obiective ale parcursului didactic propus, justificarea alegerii tiparului de proiectare a secvenței și a demersului propriu-zis, etapele receptării și ale învățării, prezentarea modului în care se desfășoară secvența didactică prin ilustrarea a două metode sau tehnici sau procedee adecvate obiectivelor propuse, am respectat și acest aspect, descrierea unei forme adecvate de organizare a colectivului de elevi și a unei strategii de comunicare și de evaluare. Haideți să mergem cu rezolvarea subiectului. La început, propun o introducere. Disciplina limba și literatura română ocupă un rol deosebit de important în formarea personalității elevilor, a unor deprinderi și abilități necesare pentru a le asigura accesul la o societate fundamentată pe cunoaștere. Finalitățile disciplinei se reflectă în competențele generale și în setul de valori și atitudini enunțate în programa școlară, din care derivă întreaga structură curriculară, și anume competențele specifice și conținuturile învățării. În timp ce competențele generale se definesc pentru fiecare disciplină și se formează pe durata învățământului preuniversitar, având un grad ridicat de generalitate și complexitate, cele specifice se formează pe parcursul unui an de studiu, fiind deduse din competențele generale. Conținuturile învățării reprezintă mijloacele prin care se urmărește atingerea competențelor generale și specifice propuse. Între competențe, conținuturi și obiective operaționale există o reală relație de interdependență, deoarece numai prin predarea și asimilarea conținuturilor cu relevanță pentru viață se poate ajunge la dezvoltarea competențelor, care la rândul lor nu se pot concretiza decât formulând, respectând și urmărind îndeaproape obiectivele operaționale. Deja m-am dus către respectarea primului reper, cel referitor la relația dintre competențe, conținuturi și obiective. Nu interesează totuși predarea în sine, cunoștințele, acele savoir, ci ce poate face elevul savoir faire cu acele informații concret în practică, cum le poate aplica, cum le poate pune în practică, asta am și scris, și ce beneficii îi aduc realmente. Dată fiind această relație esențială, am ales conținutul denumit tipare textuale de structurare a ideilor, narrativ, descriptiv, explicativ, țineți voi minte, prezentate inițial în conținuturi, narativul literar, acțiune, personaje, timp, spațiu, pe baza textului Vizite de Ile Caragiale, după cum am spus și mai devreme. Competența generală selectată este numărul 2, nu o mai citesc, și 2-3 am citit-o mai devreme. Cele două obiective operaționale sunt, iată reperele pe care le-am respectat. Care sunt obiectivele? Cu galben le aveți aici. Să identifice elementele care constituie baza unui text narrativ, și anume acțiuni, personaje, repere spațiale și temporale în textul dat, să, iată al doilea, își exprime impresia despre personajele existente în text, relevante pentru viața de zi cu zi. Între